invităm alături de noi pe Silverwind, o experiență a luxului pe care nu de multe ori în viață ai șansa să o trăiești. Prin intermediul imaginilor vom face însă un tur al acestui vas de croazieră ce aparține unei companii italiene. Pentru început vă spunem că această navă călătorește atât în Europa, dar are și itinerarii cum ar fi Dubai, India, Oman, Seychelles sau Maroc. Proiectat pentru a oferi servicii de cea mai înaltă clasă, Silverwind primește mai puțin pasageri, dar oferă mai mult spațiu și intimitate. Rafinament, lux, exclusivism sunt cele trei cuvinte care pot descrie acest vas de 6 stele, Silverwind. Vasul, considerat unul de elită de oameni politici sau de mari afaceriști ai lumii, este un adevărat hotel plutitor. Cabinele nu sunt mari, dar sunt concepute în așa fel încât șederea aici să fie una plăcută. Ce ne deosebește de restul companiilor pe piață este că nu avem cabine de interior, ceea ce înseamnă că întotdeauna o să aveți o fereastră sau un balcon. Italienii sunt faimoși pentru preparatele lor și pentru plăcerea de a savura o masă într-o companie plăcută. Aici găsiți numeroase feluri de mâncare care sunt combinate perfect cu vinuri atent alese. Vasul are 3 restaurante spațioase, dar clienții pot servi masa și la piscină. În plus, aici pot să-și prepare singuri un grătar dacă vor să-și aducă aminte de atmosfera de acasă. Și o cină romantică în cabină poate fi o variantă foarte bună, mai ales că fiecare pasager are un majordom personal care este la dispoziție 24 de ore din 24. Pe vas există și o sală de spectacole, un casino, dar și un loc special pentru fumători. Bineînțeles că de pe Silverwind nu putea lipsi sala de spectacole, unde seară de seară bandul acestui vas cântă. Iar dacă ești turist român, nu poate decât să-ți crească inima de bucurie când afli că pe vas lucrează 10 conaționali, toți în funcții de conducere, plin de încredere în sine, bine pregătiți și extrem de serioși. Aceștia au reușit să ajungă nu doar în posturi cheie, ci și să câștige salarii pe care nu le-ar fi putut lua dacă ar fi muncit în țară. Am cunoscut-o și noi pe Crina, are 31 de ani și este cruise consultant. Rolul ei în echipă este unul extrem de important. Ea trebuie să știe să recâștige încrederea turiștilor, astfel încât aceștia să aleagă o nouă croazieră pe Silverwind. Crina știe că la un moment dat toată această aventură pe mările și oceanele lumii se va încheia, așa că se gândește serios ce țară să aleagă drept destinație de viață, pentru că în România nu mai vrea să trăiască. Încercăm să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Până acum trebuie să spun că ne-am descurcat majoritatea foarte bine, adică suntem în diferite departamente, nu există un anumit departament, să zicem, în care excelăm. Chiar în absolut toate departamentele, dacă e, suntem infiltrați, să zic așa. La bordul vasului a urcat de-a lungul timpului Mihail Gorbaciov, Gondorița Roy sau George Bush Senior. Prețul unei călătorii în Europa, care durează câteva săptămâni, poate ajunge și la 130.000 de euro. Pentru o croazieră mai scurtă de 5 sau 7 zile, prețul nu depășește 2.800 de euro. Și vă spunem că sunt destui români care își doresc să urce pe Silverwind. Am făcut o croazieră mai mare pe Mediterană, cu un vas mult mai mare. Dar acesta, pe care l-am vizitat de aproape 6 ore, este atât de plăcut, te unge pe suflet. Este intim, minion, ultra elegant, serviciile sunt excelente, personalul foarte amabil. Agenții de turism spun că numărul celor care aleg să petreacă o vacanță pe vasele de croazieră crește de la un an la altul. Vacanțele pe vasele de croazieră nu au fost afectate în niciun caz, dimpotrivă au crescut vânzările pe vasele de croazieră, croazierele. Astăzi chiar am organizat un infotur și în care nu am adus numai agenți pentru vizitarea vasului Silverwind, am adus și turiști. Pe scurt, dacă vă doriți să îmbinați aventura cu relaxarea, dacă vreți să aveți parte de câteva zile în care să vă simțiți stăpânii unui palat plutitor, o croazieră vă poate oferi toate acestea. Cu siguranță nu veți regreta.